viață, te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să poți suporta. Bună dimineața! Bună dimineața, bună dimineața, bună dimineața! Este joi 23 iulie, suntem după ziua cu record de cazuri anunțate COVID în România și cu primele două localități carantinate. Mă rog, nu știu în ce măsură lucrurile acestea trebuiau luate, măsurile astea trebuiau luate sau nu. Mă depășesc asemenea lucruri, dar țin să atrag din nou atenția că ar fi bine să păstrăm acele reguli care să ne protejeze sănătatea nouă și celor din jurul nostru. Adică să fim cu mâinile curate, știți? Ca așa spunea invitatul meu de astăzi, într-o serie de emisiuni pe care le-a realizat în perioada aceasta. Bună dimineața, domnul doctor Liviu. Bună dimineața, domnule Bărănescu, vă mulțumesc pentru invitație. Spuneam și spun în continuare, pentru că va deveni slogan de campanie, cu mâinile curate. Avem nevoie de asta, avem nevoie de onestitate, în primul rând, în fața alegătorilor și a cetățenilor. Bine, acum dacă mergem pe sloganul acesta cu mâinile curate, ne putem duce în orice direcție. Știți? Absolut. Avem nevoie la propriu să fim cu mâinile curate, pentru că, iată, din păcate, traversăm o nouă fază a pandemiei, unde avem peste 1000 de cazuri pe zi. Chiar mă întrebam dacă la 300 și de cazuri de infectări pe zi, în aprilie, în mai, noi am avut stare de urgență. Acum nu înțeleg ce se întâmplă, de ce ne dorim atât de mult, de ce își doresc atât de mult autoritățile, guvernul și cele două mari partide își doresc alegeri cu orice preț. Acum, știți cum e. Ei își doresc alegeri cu orice preț pentru că sunt partide mari, pentru că au structuri. Da, dar punem în pericol sănătatea populației. Gândiți-vă că fiecare organizație are un număr de semnături, fiecare partid are un număr de semnături de strâns. Cât se expun acești oameni? Sunt organizații care au de strâns și 2.000 și 3.000 de semnături. Asta înseamnă să intri în contact cu 2-3.000 de oameni. Ca să nu mai vorbim, ce vom face dacă la secțiile de votare vom avea aglomerări de mii de oameni. Bun. Nu se poate, nu se mai poate modifica acea legislație cu numărul de semnători sau să le pot strânge cumva online? Aceste semnători sunt inutile. Deci, pentru că o persoană poate, e o măsură absolut aberantă. Și ani de zile s-a discutat în Parlament pentru eliminarea acestei condiții. Gândiți-vă, cine semnează pentru un partid poate să semneze pentru toate partidele. Oricine, da. Este o formalitate, ca de obicei, doar de aruncat praf în ochi de a schița democrația. Schița și a mima. Și a mima democrația, pentru că ne-am obișnuit să facem, să creăm niște forme și să n-avem fond. Și asta este de când, de mult timp în istoria României. Domnul doctor, trăim o perioadă extrem de interesantă, nu numai la nivel local, dar ci și la nivel mondial, dar haideți să ne raportăm la Europa. Zilele trecute, eu spuneam aici în emisiune că noi vorbim despre coronavirus, etc., se bate partidul X cu partidul Y și la Bruxelles avea loc o întâlnire. Eu nu mai spun summit, mi se pare că e mai mult o întâlnire așa, între niște băieți cu niște grupuri bine constituite. Deci, am avut o întâlnire care practic creionea perioada următoare de dezvoltare, sau nu, a Europei, și nu i s-a acordat suficient atenție la noi. Și acum, mesajele triumfaliste care ne vin, am primit 80 de miliarde de euro. Pe de o parte, pe de altă parte avem mesajele celelalte. Stați un pic, că am primit puțin, că n-am știut să negociem, că n-am știut să...
Care e situația? Nu e vorba despre nicio negociere. Lucrurile au fost clar stabilite acolo. S-a văzut poziția Germaniei, care, ca de obicei, a pus problemele în forță și a impus punctul de vedere. S-a văzut poziția așa ziselor țări frugale, vorbim de țările nordice. S-a văzut poziția Ungariei, ca de obicei, care știți că aceste fonduri sunt condiționate de respectarea principiilor statului de drept. Da, ok, am primit 79,9 miliarde și mi se pare că acești bani gata vin buluc în țară. Nu, nici vorbă. Mai ales că aici vorbim de bugete și bani pentru perioada 2021-2027, pentru exercițiul bugetar de 2021-2027. Dar nu numai despre asta, vorbim despre 46,3 miliarde fonduri nerambursabile din bugetul multianual UE pentru perioada de care vă spuneam, deci următorul exercițiu financiar. Și avem într-adevăr 33,5 miliarde euro din Next Generation, așa se cheamă, este fondul pentru relansarea economică a Uniunii Europene. Dintre aceștia nerambursabili vor fi 16,8 miliarde, iar împrumuturile rambursabile vor fi de 16,7 miliarde, deci avem o proporție aproape de 50-50%. Atunci când vorbim despre 16,7 miliarde de euro împrumuturi, este foarte adevărat, vorbim de împrumuturi pe care le face Uniunea Europeană la dobânzi de bun simț. Adică nu e ca și cum te-ai împrumutat de pe piața liberă, piața internațională. În ce privește cele 46,3 miliarde fonduri nerambursabile, acestea sunt și ele defalcate pe fonduri specializate, cum ar fi fondul de coeziune, pentru care avem 26,8 miliarde. Să nu uităm că au apărut modificări în ceea ce înseamnă planul, programul agricol comun, deci politicile agricole comune. Și pentru politicile agricole comune avem 18,7 miliarde. Aici ei se împart în pilonul 1, în plăți directe, și pilonul 2, care înseamnă bani pentru programul național de dezvoltare în agricultură. Deci lucrurile nu sunt, da, și am uitat, mai sunt și 160 de milioane atunci când vorbim despre agricultură pentru fondul european pentru pescuit, deci pentru pescuit și acvacultură. Sunt sume importante pentru noi, dar în același timp trebuie să înțelegem structura acestor fonduri, modul în care ele sunt atrase pentru România. Avem nevoie de proiecte, avem nevoie de condiții și de proceduri. Să nu uităm că, practic, România în ultimul exercițiu bugetar al Uniunii Europene, pe care ar fi trebuit să absorbim, am absorbit doar 36,8%, deci nici măcar 50%. De ce am reușit acum să tragem mai mult decât, nu știu, 30-40%? Este foarte adevărat, guvernările PSD au venit cu o abordare pe fond și ca idee sănătoasă, aceea de a investi bani de la buget pentru a grăbi procedurile și pentru a elimina, adică, birocrația de la buget și după aceea, recuperezi din banii europeni, desigur, doar în situațiile în care acele cheltuieli, investiții de la buget, se pot încadra în deconturi din fondurile europene. Dar, așa cum știm, PSD-ul a fost un instrument de constrângere a primarilor, a consiliilor județene, prin care, dacă le-a plăcut de ochii lor, au primit bani, dacă nu le-a plăcut de ochii lor, n-au primit Haideți bani. Ca să explicăm clar. Au folosit clar. Ca un instrument politic, practic, acest sistem. Haideți să vedem dacă eu am înțeles. Sunt fonduri europene, da? Da. Pe anumite axe, da? Guvernul a zis, uite cum facem, ajutăm noi,
până când se rezolvă cu banii, noi dăm bani în avans, cum ar veni, până îi decontăm de acolo. Problema se punea, cui dau banii? Până acolo, aș vrea să spun ceva. Nu a existat siguranța recuperării banilor din fonduri europene. Cred că nici nu interesa. Ba da, interesa. Aduceți-vă aminte că Teodorovici era foarte mândru și prezenta faptul că a negociat ca să acopere parte din cheltuieli de la bugetul de stat pentru investiții, se poate acoperi cu fonduri europene. Negocierea pentru a acoperi acești bani s-a făcut abia după ce au fost cheltuiți banii. Dar să luăm un exemplu, nu știu, în județul Neamț. Uitați-vă în județul Neamț câte dispute au fost și ce umbre pică asupra investițiilor făcute, a modului în care s-au organizat licitațiile, că de fapt nici nu au fost licitații. Deci, practic, și-au format așa un... Și-au realizat cei de la PSD un buget tampon, de obicei pentru, și se vede acum, pentru partid, pentru campanii electorale. De acolo au venit banii. Bun. Avem capacitate de absorpție? Adică pentru ce să folosim banii avem? În România, fără discuție, absolut. Avem nevoie nu de 79,9 miliarde, avem nevoie de 300 de miliarde. Dar există, acum facem abstracție de politică, există firme specializate, în ce știu că dumneavoastră le cunoaște. Există foarte multe firme specializate. Și nu sunt lăsate? De consultanță, nu. De obicei sunt alese cele care aparțin clientele de partid. Asta se întâmplă. Iar aceste licitații, vorbesc de tot ce înseamnă fondurile europene, în mare parte sunt aranjate în așa fel încât de la început să câștige cine trebuie. De aici și problemele cu controlul, monitorizarea fondurilor europene. Pentru că toată lumea a evitat să folosească toată lumea. Guvernele PSD au evitat tocmai pentru a nu ajunge în fața unor monitorizări și controale stricte, pentru că banul european este strict monitorizat. Iar atunci când vă spuneam, apropo de firme de consultanță, tocmai că au fost făcute tot felul de mișmașuri, toate instituțiile europene de control au picat pe România, ba mai mult, acum în acest nou exercițiu financiar, vreau să vă spun că apare un organism de control și audit european în plus față de ce am avut până acum. Și salvădămâne erau destule. Erau destule. Bun, eu consider că ele sunt funcția naște organul. Ceea ce s-a întâmplat în realitate a impus înființarea unor noi organisme de control. Nu uitați, în România au fost inventate așa zisele condiții artificiale, ba chiar acest principiu, care ulterior a fost preluat de către întreaga Uniune Europeană pentru toate țările, s-a născut la Piatra Neamț, de fapt în județul Neamț. Suntem și aici, pe locul întâi, și o reper un exemplu când e vorba de încercări de fraudare a fondurilor europene. Din granturile acelea nerambursabile, au niște condiții? Absolut. Și acolo, la ce le poți folosi? Sau ți se dă ție ca țară posibilitatea? Nu. Spuneam, săptămânile trecute avem cei trei piloni de bază a politicilor europene. Aici vorbim despre digitalizare, vorbim despre inovare, cercetare. Dar vorbim, în primul rând, despre Green Deal, așa se cheamă, de fapt aici fondurile se referă la ceea ce înseamnă mediu. Pentru că după pandemie, următoarea criză va fi criza încălzirii globale, criza de mediu. Este, am devenit așa un fel de proroc aici, de... Aduceți-vă aminte când vorbeam despre ce se va întâmpla în stradă și au apărut mișcările în Statele Unite și în Europa. Repet, nu sunt eu foarte inteligent, dar dacă mai pui mâna pe carte și te informezi, te documentezi, poți înțelege fenomenele care se întâmplă în jurul tău, pentru că avem nevoie să înțelegem
ce se întâmplă în jurul nostru. Și nu mă refer aici doar la Piatra Neamț și Județul Neamț. Pentru că în momentul în care vrei să dezvolți un oraș, un județ, trebuie să ai modele, trebuie să înveți, să te uiți și în, în curtea vecinilor, atunci când pleci chiar și în excursie din țară, să înveți cât poți din fiecare loc pe care îl vizitezi în lumea asta. Pentru că puțin de acolo, puțin de acolo, avem exemple și repere care ne pot ajuta enorm. Nu mai trebuie să facem eforturi să inventăm lucruri. Mereu ni se pare că o să reinventăm roata. Cum vă simțiți acum în... Foarte bine la dumneavoastră în emisiune. 20-20. În condițiile în care acum se vorbește tot mai mult în această precampanie electorală despre Piatra Neamț Smart City, Piatra Neamț Oraș Inteligent, Piatra Neamț oraș în care trebuie implementat cardul cetățeanului. Deci cum vă simțiți dumneavoastră în condițiile astea? Sunt puțin mâhnit și sunt mâhnit nu pentru că alții au preluat din programul meu de acum 4 ani, culmea au preluat cei care spuneau a venit Harbus cu science fiction, cu povești, cu cardul cetățeanului, cu Smart City, adică cu orașul inteligent, da, să înțeleagă toată lumea, care presupune mai multe componente, e un sistem integrat. Deci până la urmă toate lucrurile astea nu aduc decât o mai bună calitate a vieții oamenilor. Pentru că interacționezi mult mai ușor, simplifici, reduci consumul de timp, consumul de energie. Oamenii trăiesc mai bine. Până la urmă, tot la dumneavoastră spuneam, dacă iese unul bogat în stradă, pe stradă, în Piatra Neamț sau unul mai sărac, ei acolo sunt egali, pentru că acolo sunt gunoaie, acolo pot muri în accident de mașină, pot fi călcați pe trecerea de pietoni. Deci ne confruntăm cu acest... Degeaba ai bani dacă trăiești într-un oraș în care nu-ți dă nicio satisfacție. Încet, încet, nu știu cine urmărește asta, se dorește transformarea orașului Piatra Neamț într-un oraș de pensionari, punct. Nu, eu... consider că el poate să ofere mai mult chiar și pensionarilor, dar în primul rând avem nevoie de tineri. Și în acest sens eu am să vin cu un nou program care este integrat în orașul inteligent. Haideți să-i spunem așa, noul program marca Harbus, da? Ca să nu-l văd după aceea preluat de alții. Chiar și în campania asta. E posibil, deja am văzut că există tendințe pentru... Am preluat din punctele din program. Bineînțeles că eu n-am să vorbesc și de detaliile care mă pot face vulnerabil în fața competitorilor politici, în sensul în care eu îmi doresc să nu ne batem joc de aceste programe. Desigur, eu continui cu orașul inteligent și continui să insist că trebuie implementate aceste măsuri cu orașul verde, cu cardul cetățeanului, care iacăt a devenit în ultimii 4 ani un instrument social incredibil și administrativ în toată lumea, mai ales în Statele Unite, în foarte multe orașe, în Europa, în foarte multe orașe. Și am să vin cu o propunere care poate o să pară așa fantasmagorică, dar vorbesc despre o construcție care există în țări europene, există în Danemarca, într-un orășel, în Germania, tot într-un orășel, orășele similare ca suprafață și număr de populație cu Piatra Neamț și cu Județul Neamț, pentru că până la urmă e o chestie care se dezvoltă din oraș către întreg județul. Există așa numite Legoland-uri. De sistemul Lego, toată lumea știe ce înseamnă sistemul Lego. Lego sunt cine acele... nu știe să-i fie rușine că nu recunoaște. Sunt acele piese cu care construiești. Dar în cadrul proceselor de cercetare, de inovare, de dezvoltare, au apărut orașe care se cheamă Legoland-uri, care oferă o paletă foarte variată de activități,
Aș vrea să vă spun că în orășelul din Germania, n-am să dau detalii, v-am spus, încă trebuie să-mi protejez ideile, pentru că am văzut că, deși nu trebuie să fiu disperat, că îmi fură ideile, dar nu știu ce să facă cu ele, s-a demonstrat în ultimii 4 ani. Gândiți-vă că în orășelul din Germania, sau să începem, Legoland a plecat din Danemarca, a plecat undeva în 1963 și s-a dezvoltat conceptul. În 69 apare orașul Legoland din Danemarca. A avut, iar cel din Germania a apărut în 2002. Gândiți-vă că în primul an au avut 1.200.000 de vizitatori. Deci, ca să înțeleagă cei care ne privesc și ne ascultă mai bine. Vorbim despre o branduire a orașului Piatra Neamț, care atunci când vom vorbi despre Piatra Neamț, să ne gândim la Lego. Iar toată țara, și nu toată țara, vorbim aici de Ucraina, de Moldova, poate chiar și din Ungaria, țările din jurul nostru vor veni să vadă acest Legoland. Ce înseamnă un Legoland? Ați văzut, probabil, copiii își cumpără jocurile Lego, mai nou și adulții se bat, există serii scurte de producție pentru anumite tipuri de jocuri Lego, pentru care lumea se bate și chiar licitează. Ei, vorbim aici de parcuri tematice. De exemplu, gândiți-vă, în Germania există grădină zoologică Lego. Gândiți-vă că există parcuri tematice. Există laboratoare de cercetare pentru copii, pentru educație. Deci, deși primul pas de la ce plecăm? Plecăm de la ceea ce înseamnă reciclare de materiale refolosite. Adică vreți să spuneți că aceste Lego sunt din plastic, mai nou se fac și cărămizi pentru construcții Lego și este, începând de 2019, a explodat în toată Europa acest lucru. Aceste piese se fac din plastic reciclabil. Și ne uităm ce se întâmplă la baraj și pe lac. Avem materie primă să facem 3 fabrici de Lego. Asta înseamnă să acoperim zona de mediu, de protecția mediului. Asta înseamnă producție, să avem fabrică de piese și de cărămizi Lego. Asta înseamnă să dezvoltăm sistemul de educație prin principiile, pentru că acest Lego s-a dezvoltat și vine cu soluții pentru educația copiilor incredibile pe sistemul interactiv. Rezolvăm într-o mare măsură și în sfârșit putem deveni un punct de atracție turistică. Gândiți-vă ce ar însemna pentru Piatra Neamț. Cum poți să dezvolți și celelalte atracții turistice? Deci acest sistem se dezvoltă pe orizontală și pe verticală într-un mod fabulos. Iar repet, orașul Piatra Neamț se pretează pentru acest lucru incredibil. Nu e foarte greu. Gândiți-vă că poate crea de la 3.000 la 10.000 de locuri de muncă. Deci să integrezi un oraș întreg într-un sistem care să reprezinte un nou brand și un brand care să fie cunoscut în toată lumea, poate orașul ăsta. Eu mereu spun, se pot face lucruri minunate în orașul ăsta, dar nu putem face atunci când ne vorbim mereu de infrastructură. Ok, și gândim, dar infrastructura, așa. Gândim așa, drum, în loc să gândim apă, așa, canal, sunt elemente din job de, din fișa postului primarului, deci primarului. A primării, local, a primării. Mie mi se par lucruri de minimale. Nu poți exista fără infrastructură. Dar în paralel, nu poți în fiecare zi, în calitate de primar, să te duci să măsori gropile. Eu când văd asta, facem inspecții în teren să vedem cum a fost acoperită groapa, nu știu care. Dom'le, avem nevoie de dezvoltare. Cum dezvoltăm orașul ăsta? Ce le oferim copiilor? Ne plângem că ne pleacă copiii. Ne plângem că bătrânii sunt din ce în ce mai retrași și claustrați. Și mai ales în perioada asta a pandemiei, nu am reușit să le oferim nimic. N-au nici pensiile mărite, așa cum mi s-a promis, așa cum este legea. Nu au o calitate mai mare a serviciilor medicale, pentru că spitalul a fost transformat în suport COVID. Mă rog, frumos, pentru o zi a fost
Da, știu că s-a revenit, dar... Pentru o zi. Pentru o zi. Dar, din păcate, nu știu, senzația mea este că cineva, niște forțe oculte, își doresc să sufoce acest oraș și să-i facă pe cei care își doresc să schimbe ceva să se lase lehamite și să nu mai facă nimic pentru oraș. Spre asta se merge. Vreți să vă spun care va fi prima acuză care vi se va aduce că după ce lansați această idee? Uite-mă la ăsta. Vrea să schimbe numele orașului. Nu. Deci vă spun eu, deci prima acuză, asta va fi. Uite-vă la ăsta, vrea să schimbe numele orașului. Brandul Legoland este folosit secundar pentru la numele orașului. Așa se întâmplă și în Germania. Și în, dar știți care e culmea? Cei din Danemarca care au inventat sistemul și au dorit să schimbe numele orașului, să-l facă Lego orașul. Și n-au vrut cei de la Lego. Nu, dar n-au vrut, nu, ei sunt Lego, da. N-au vrut cetățenii, ceea ce mi se pare normal. Pentru că eu vreau să dezvolt sistemul Legoland, dar pe principiile patriotismului local. Pentru că eu cred că toți ne iubim orașul, toți am vrea să ne fie mai bine. Sunt soluții. Poate că încă nu au ajuns la putere sau la cârma primăriei oamenii care ar fi putut să facă asta. Dar nu putem elimina a priori posibilitatea de a se întâmpla asta. Eu sunt convins că patriotismul local va elimina orice șansă a unui contracandidat pentru mine, a unui candidat care să vină din alt județ. Și așa au venit o groază din alte județe să ne învețe ce e mai bine pentru Piatra Neamț. Eu n-am să accept niciodată asta. Să-mi spună mie ce e mai bine pentru orașul unde eu în fiecare zi trec prin fața liceului, a școlii unde am învățat și unde m-am dezvoltat, unde am fost educat. Un asemenea plan înseamnă o gândire de perspectivă. Nu vorba dumneavoastră să măsurăm gropile sau să vedem câte panseluțe avem. Perspectivă foarte scurtă. Perspectivă scurtă. Deci v-am spus. Asta vreau să vă întreb. Cât de repede? Într-un an de zile poate fi realizat. Desigur, eu deja am scris, aici am dezvăluit un secret, le-am scris celor de la Lego. Le-am dat, asta e știre. Da. Le-am dat datele primare, adică suprafață, număr de locuitori, capacități, posibilități. Zona industrială cu... Va fi un parteneriat public-privat. Zona industrială deja pregătită. Cu absolut. Cum sunt? La Piatra Neamț vreo 4, parcă nu mai știu exact. 46 de hectare are nevoie. O și zona de expunere de parc, de parcuri tematice. Are și o zonă de parc tematic, acvatic. Și putem folosi bâtca Doamnei, pentru că am făcut cercetările de rigoare și mi se spunea că pe bâtca Doamnei nu putem dezvolta turismul și activitățile. Ba da. Se poate, dar se nu, poate. Nu cu chestii care poluează. Absolut. Totul pleacă. Deci viitorul va fi eliminarea poluanților. Și de-aia vă spun, Lego, de fapt, este o soluție ideală pentru reciclare, pentru producție, dar mai ales pentru entertainment. Gândiți-vă, copiii din toată România vor veni în orașul Lego. Tinerii din toată România, pentru că nu v-am prezentat toată lista de activități care se derulează într-un astfel de Legoland. Mi-ar trebui o oră să vă povestesc despre asta. Eu aștept să văd o Lego campanie. Da, adică cărămidă cu cărămidă în capul cui. Nu știu, asta depinde de dumneavoastră. Eu deocamdată o să te rog, Bogdan, dacă ai fotografia aceea cu... Să punem o primă cărămidă, cu WC-urile din Piatra Neamț. Da. O să te rog dacă o ai și când o ai să... Nu ai. Nu, stai să văd dacă o am. Eu ți-am trimis-o dimineață, dacă nu mă înșel. Mă referiți la WC-urile de la... Curtea domnească. Exact, da? Am văzut o postare la dumneavoastră. Da, sunt sigurile WC-uri din Piatra Neamț funcționale, în ghilimele. Dacă așa arată WC-urile funcționale din Piatra Neamț, vai de capul nostru. Și mă gândesc, e foarte aproape de primărie. Oare nu a ajuns mirosul la primărie sau stau cu geamurile închise? Avem acolo și problema cu lifturile.
lifturile care au devenit așa un fel de ping-pong, adică nu reușește nimeni din primărie să coboare, să vadă dacă lifturile funcționează. Avem problema cu scările rulante, care sunt praf. De fapt, acele lifturi au fost făcute pentru persoane cu dizabilități, dar din păcate ele nu funcționează. Acesta este respectul pentru persoanele defavorizate al administrației publice locale din Neamț. Așa cum sunt și acele borduri pe care ar trebui să treacă cărucioarele cu persoane cu dizabilități sau chiar cărucioarele cu copii. Lucrurile simple. Lucrurile... Domnul Bălănescu, am filmările de acum 4 ani. Eu am făcut un filmuleț în fiecare zi cu fiecare problemă existentă în Piatra Neamț. Acum am reluat filmările și o să vă arăt, nu s-a schimbat nimic. Nu le-a păsat. A păcălit domnul Chitic electoratul, a ieșit primar și 4 ani n-a făcut nimic. A asfaltat 3 străzi. Ok, e foarte bine. Dar nu asta trebuie să fie atitudinea și activitatea unui primar. Știți ce ar fi mai interesant? Ați făcut filmări acum 4 ani. Pe locurile în care ați făcut filmări acum 4 ani, ar fi fost interesant de văzut câți bani s-au cheltuit pe acele zone în care lucrurile arată ca acum 4 ani. Nimic. Zero. Păi nu. Câți bani s-au cheltuit, spun eu, nu câți bani, ce s-a făcut, câți bani s-a cheltuit. Vreau să spun câți bani s-au spălat pentru acele locuri. Dar la WC-ul normal ar fi fost bine, măcar. Uitați-vă că am aflat tot dintr-o anchetă jurnalistică câți bani se cheltuiesc pe mentenanța scărilor rulante. La mall-ul de aici, din piață, unde, din câte știu eu, acționare primăria, nu? El aparține primăriei. Deci, tot, mereu ne plângem că nu avem bani. De fapt, avem o problemă cu modul în care cheltuim banii. Risipa de bani. Vorbim de scris cu litere de o șcioapă pe... Piatra Neamț. Da. Descris pe pietricica Piatra Neamț ca la Brașov sau Poiana Brașov. Asta este, ne trebuie moțul la tichia de mărgăritar. Știți când s-a scris prima dată cu litere la Brașov? Sus, acolo? S-a scris când Brașov avea numele de orașul Stalin. Da, când a fost transformat în orașul Brașov. Așa nu, este. Și înainte era. E din 56, da. Adică la Brașov. Este o anumită mentalitate. Bun, dar nu ne comparăm cu Brașovul. Când o să avem și noi turiști cu mare Brașovul, nu o să atragem turiștii doar că scriem cu litere de o șchioapă și cheltuim aiurea banii din buget. Ce transport local este acum în Brașov? Să vezi cum este orașul am văzut, marcat? Am fost la Cluj de curând și am văzut că tot ce am băgat eu în programul pentru Piatra Neamț acum 4 ani s-a realizat la Cluj. Cititorii noștri, telespectatorii noștri sunt întotdeauna mai deștepți decât realizatorul. E fac și decât invitatul, cu siguranță. Domnule Harbuz, un lucru care pe mine mă deranjează la orașul nostru este felul în care arată fațadele clădirilor, tencuială îndoielnică, spații comerciale construite prin cele mai neașteptate locuri, firmele de diferite forme, mărimi și culori, care nu respectă niciun standard, balcoanele închise cu PVC și așa mai departe. Ați luat în calcul, în planul dumneavoastră, faceți ceva absolut pentru a remedia. Deci în echipa mea de consilieri va fi și un arhitect care va avea ca proiecție de program și de restaurare a orașului în sensul de estetică. Pentru că avem o problemă de estetică. Avem construcții din termopane. Uitați-vă, pe Bulevardul Republicii a apărut o șaormerie. Din termopan între 2 clădiri de patrimoniu. Eu întreb, cine a dat autorizația de construcție din primăria Piatra Neamț? Și cum a mutilat pur și simplu estetica pe Bulevardul Republicii? Cum se poate așa ceva? Acest lucru, uitați-vă, clădirile de sticlă care au fost construite, parcă au fost puse din aer. Deci lucrurile pot fi într-adevăr remediate în sensul în care de acum încolo se există reguli foarte clare că nu poți demola ceea ce s-a construit. Dar avem o soluție, domnul sau doamna care a întrebat, avem o soluție.
acest sistem va fi, apropo de estetică, integrat în orașul Lego. Pentru că vor apărea culori foarte frumoase și estetică și arhitectură pe sistemul Lego, care de fapt ce vine? Să acopere mizeriile și să uniformizeze tot ce este frumos. Da. În momentul în care noi am realizat acea emisiune cu actualul viceprimar Bogdan Gavrilescu și l-am întrebat și noi despre lifturi. Acolo e o poveste întreagă. A avut o reacție care, cum să spun, este specifică pentru Piatra Neamț. A pus mâna pe telefon și l-a sunat pe un șef din primărie. Dar așa s-a întâmplat și în prima emisiune, da, fiind invitat și în altă parte. Acel șef din primărie este, din punctul meu de vedere, da, avem în sfârșit pozele cu grupul social și aveți... Nici nu cred că mai trebuie Piatra să puneți pozele pentru apucat. Că te toată lumea le poate vedea. Nu, te rog frumos, așa, să pui, să se vadă diferența între un grup social de la Piatra Neamț și un grup social de la Cluj-Napoca, care... probabil că chiar merita inaugurat cu tăiat de panglică acolo. Deși nu s-a întâmplat. Da, dar nu s-a întâmplat. Nu s-a întâmplat pentru că primarul Boc, care e un primar foarte bun, are și o modestie în realizarea lucrurilor și a învățat că poate face lucruri foarte mari fără să promoveze fiecare toaletă cu și să o inaugureze cu o panglică tricoloră. Revin la ce spuneam. A sunat un șef din primărie. Acel personaj care a fost sunat este, după părerea mea, exponentul unei grupări, nu îi spun organizate ca să nu mă trezesc cu alte lucruri, unei grupări. Bine, nu-i supraestimați, da? Nu chiar organizați. Nu, o grupare care își apără cu dinții pozițiile în instituție. Și să știți că acei oameni sunt, din păcate, pentru că sunt lăsați să fie, adevărații conducători ai administrației locale. Da, e problema liderului, asta zic, e problema liderului. Managerului, și problema primarului și a viceprimarului. Întreb. Plus că nu poate să vină viceprimarul care a stat într-un mandat de 4 ani cu chitic să-mi spună o să fac, o să schimbăm ce ai făcut tataie 4 ani. Cum e asta? Într-un oraș din județul Neamț, un primar în funcție, după 8 ani de zile, și-a lansat programul. Știți ce spunea prima frază a programului? Fosta administrație nu a reușit să facă investiții. Eu în următorul mandat voi face. Așa se întâmplă și acum. Adică eu nu mai suport să aud ce o să face, că nu s-a făcut. Și l-a întrebat un om. Dom'le, dar cine a fost primar în ultimii 8 ani? Păi eu am fost, da. Acum o să fac. Nu se mai poate. E adevărat lucrul acesta. Dar să vă dau, să merg mai departe cu ce spuneam. Acel funcționar, întâmplător știu cine este, trebuia să iasă la pensie deja de un an de zile, jumătate de an. Acel funcționar a fost adus în primărie, deși el, în mod normal, după standardele la care se raportează actualul primar, care nu mai poate candida pentru că statutul nu-i mai permite datorită unei condamnări în primă. Nu spuneți hop. Păi nu, zic, nu mai poate candida după statut. Deci, el s-a raportat la aceste standarde și a zis, domne, eu mă autosuspend. Dar funcționarul care, teoretic, are de dat o groază de bani orașului Piatra Neamț pentru o condamnare pe care a suferit-o, pe când lucra într-o altă instituție subordonată primăriei, Direcția Taxe și Impozite, este promovat șef în primărie. Aici este marea problemă, domnul doctor. Aceste găști care sunt transpartinice și care nu pot fi destructurate. Cum veți face să rezolvați această problemă? Eu vă spun, este mai gravă decât orice. De acolo pleacă o groază de probleme. Funcționarii primăriei sunt o parte dintre ei. Eu nu vorbesc de aia care chiar fac hârtiile, că sunt și din aia. Nu bărănesc, lucrurile sunt simple. Nu plec. Asta am auzit tot timpul. Nu, simple în sensul în care nu plec cu prejudecăți. Dacă voi ajunge primar, nu voi pleca cu prejudecata că toți cei care au lucrat cu fosta conducere trebuie dați afară. Dar
Fiecare are o fișă postului. Fiecare primește o evaluare. Sunteți extrem de, sunteți extrem de optimist că fiecare are o fișă postului. Bun, dacă nu are, sunteți extrem de este obligatorie prin lege. Sunteți extrem de există optimist. O organigramă, deci lucrurile sunt foarte simple. Îți faci treaba bine, nu ți-o faci, ai plecat. Oricât ești tu de funcționar public. Credeți-mă că am fost de 3 ori secretar de stat și am avut în subordine 35.000 de oameni. Și n-am avut o problemă în baza calității muncii prestate să-i țin sau să-i dau afară. Deci eu nu-mi pot imagina un oraș Lego. Ar trebui să veniți cu niște imagini, proiect, ca lumea să înțeleagă exact da, cu ce vorbiți. Da, vom veni cu imagini. E prea devreme. Astăzi am lansat în premieră. Da. Are dreptate. Va trebui să vadă proiectele. Încă o doamnă, că doamnele sunt la putere la noi la emisiune. Nu vă supărați, deci... Nici eu, spune doamna. O să caut după emisiune orășelile acelea din Danemarca și din Germania, pe după, care le-a dat... După cum scrie doamna Dati, nu? Da, da, da. Eram sigur. Este... care nu ne iartă. Bună dimineața! În momentul când câștigați funcția de primar, primul lucru pe care ar trebui să-l faceți este evaluarea tuturor departamentelor din primărie. Absolut. Deci, spune un om care este plecat din Piatra Neamț în Marea Britanie. S-a mutat acolo. E normal. Primul lucru, faci un audit. Mică... Nu poți să preiei o primărie fără să faci un audit și fără să faci o evaluare a fiecărui funcționar, a fiecărui post. Iar vreau să-mi spuneți că nu au fișa postului semnată și că... Asta este o procedură legală obligatorie. Eu nu spun că nu au. Undeva este scris acolo. Am înțeles. Da? Cam atât. În rest au alte probleme. Revin, domnul care ne-a scris este plecat din... Vă dau un exemplu. Plecat în Marea Britanie. Plecat în Marea Britanie. Dai de pasă, ce? De ce? De ce a plecat? Avea o mică afacere. În momentul în care s-a construit la Piatra Neamț un complex comercial foarte mare, bine. Acolo, în complex... Firma mamă pentru care el promova produsele în Piatra Neamț și a muncit vreo 12 ani. A venit și a deschis direct. A venit și a deschis direct acolo și el a trebuit să închidă. Bun, acum aici nu, nu e... Ne oprim, nu ne opunem progresului. Nu e un progres. Dar... Deci, după mine, apariția unui mall, eu cred că pentru Piatra Neamț era suficient un multiplex și o zonă de entertainment. Poate și un food court, adică zona aia în care se mănâncă, de restaurante fast food. Dar eu nu aș fi adus galerie în care și concurență pentru micile magazine din Piatra Neamț. Orașul aici, Piatra Neamț ar trebui problemă. Să crească, să se dezvolte pe antreprenori mici, care v-am mai dat exemple, pescăriile, cei cu măcelăriile. Încă supraviețuiesc. Dar uitați-vă, în fiecare zi la Piatra Neamț se mai deschide încă un supermarket și încă un supermarket. Să știți că lucrurile astea se întâmplă de obicei în zonele sărace, nu în zonele bogate. Pentru că în zonele bogate există măcelării exclusiviste, există magazine de alimente exclusiviste, pe când la noi nu contează. Produse de proastă calitate, dar să băgăm volume. Asta s-a întâmplat în Piatra Neamț. Iar oamenii se bucură. Vai, ce bine că mai face, nu vreau să dau nume de supermarketuri, mai face încă unul acolo, mai face încă unul acolo. Va fi sufocată economia locală. Ați văzut că în pandemie, la un moment dat, s-a pus problema lipsei de aprovizionare din țările mamă cu produse pentru aceste supermarketuri. Eu spun mereu, ce vom face dacă vom închide toți antreprenorii locali și într-o bună zi aceste supermarketuri vor pune lacătul pe ușă? Ce vom mânca? Au încercat acum să interzică și creșterea porcului în gospodării. Nu mai au voie să crească, a venit și cu legea mirosului. Nu mai au voie... Da, da, să știți că e o problemă, pentru că dacă vecinul te reclamă că ai 100 de găini, sau nu 100, poți să ai și 20 de găini și-ți miroase, sau are porc și-ți miroase, îl poți da în judecată, îți vine agenția de mediu, îl amendează garda de mediu și îl obligă să ucidă, să sacrifice acel animal. Sau să găsească soluții să n-aibă miros. Nu există o soluție, mai ales în zona rurală, hai să fim serioși, ce să le facă? Dar nu face pentru 10 găini o autoare fermă.
construcție. Deci aici e problema. Lucrurile astea mărunte, toate, duc la distrugerea a ceea ce numesc eu patriotism local, dezvoltare locală prin noi. Pentru că totul trebuie dezvoltat prin noi. Atunci când o să fim pe cont propriu și nu o să mai poată să ne ajute nimeni, vom fi sacrificați. Eu aștept cu nerăbdare să văd și eu imaginile și da, voi trimite la... imagini, dar... Nu, nu le trimiteți, veniți și le prezentați. Am înțeles. Veniți și le prezentați, nu le trimiteți. No, o să trimit câteva fotografii, nu pot încă să trimit proiectul pentru că se lucrează la el. Ce se poate, bineînțeles. Da, ce există, pentru că, repet, nu sunt eu vreun geniu, am învățat, m-am informat și mă inspir din lucruri care funcționează în lumea asta și care se pretează la Piatra Neamț, la orașul, la suprafața orașului, la populația orașului și la situația pe structuri sociale a orașului. Și asta este o mare problemă. Structura socială a orașului, pentru că suntem... Ei, avem 64% care lucrează în sistemul bugetar. Ai văzut? Ceea ce e un semn... Deci sistemul cu Legoland este un sistem public-privat. El dezvoltă atât zona privată și gândiți-vă că sunt foarte multe activități care pot fi externalizate. Gândiți-vă ce ar însemna să avem 3.000 de turiști, să zicem, pe zi, așa cum se întâmplă în Germania. Momentul ăsta ar fi practic imposibil, ar fi pentru că imposibil, nu avem, dar nu avem capacitate de cazare. Deci, e foarte adevărat, în primul an el a ajuns la, în Germania la 1.200.000-1.300.000 în primul an de vizitatori. Dar pentru Piatra Neamț, dacă ar veni o mie pe săptămână, nu pe zi, exact, și tot ar fi ceva. Gândiți-vă că fiecare când vine cheltuiește până la minim 50 de euro pentru copii. Nu. Gândiți-vă că dacă vom avea producție, vor putea și cumpăra sistemele, jocurile Lego, pentru că ele se vând în toată lumea. Cred că dacă aș reuși așa ceva, aș putea spune, da, de mâine pot să mor. Dar eu încă visez și cred că se poate face în Piatra Neamț. Și sunt de ce în ce, o să vedeți echipa mea de tineri, echipa cu care voi veni, oameni care cu siguranță o să vă convingă, oameni care au făcut facultăți în afara țării, s-au întors în Piatra Neamț și se încăpăținează să facă lucruri atât pentru ei, dar mai ales pentru Piatra Neamț. Îmi doresc să-i văd și să-i cu mare plăcere. Să-i ascult și să vină să spună și ei de ce vor să facă asta. Pentru că ei poate o să vă explice mai bine de ce s-au întors. Ei o să vă explice mai bine ce pot face și cu ce vor să contribuie la ceea ce înseamnă bunăstarea lor, dar nu numai a lor, pentru că am avut discuții cu ei și îmi vorbeau cu atâta emoție și căldură despre ce vor să facă ei pentru părinților și pentru bunicilor. Eu ce pot să vă spun? Cărămidă după cărămidă, să construiți o campanie mai atractivă. Aș vrea să construiesc un oraș atractiv. Deci, în bază s-a să termin, dar vă rog. Dar știți că eu-s grăbit tot timpul. N-am răbdare. Vă mai țin un minut. Să construiți o campanie care să incite și să permită ca și ceilalți contracandidați să vină cu idei, dacă se poate, și mai bune, să avem în fața noastră propuneri care să ne facă să gândim cu atenție la ceea ce ni se pune în față. Și doar așa, doar așa vom reuși să facem un pas înainte. Mi-am dorit acest pas și acum 4 ani. Am venit cu un program foarte modern. Poate n-a fost înțeles, poate eu nu l-am explicat bine. Au trecut 4 ani. Poate contextul în care oamenii, ați candidat. Cetățenii orașului ar trebui să gândească că peste încă 4 ani vor fi 8 ani. Vor fi copii care vor pleca din Piatra Neamț și nu se vor mai întoarce. Vor fi copii care din clasa 1-a ajung deja la examenul de capacitate. Să nu uităm ce se întâmplă cu învățământul și mai ales în județul Neamț. Uitați-vă cum a ajuns și partea de educație. Este ministrul educației și ne povestește că s-ar putea ca fiecare școală să fie pe cont propriu și să meargă după propria ei decizie. Adică așa ceva e noaptea minții.
Da, nici nu vreau să mai discut. Am discutat împreună aici în emisiune. Da, am auzit-o din nou aseară. Pe doamna Anisie. Probabil că era o reluare. Nu, era declarația dânsei de ieri. Probabil în că... contextul creșterii numărului de infectări. Spunem chiar că e posibil, avem trei posibilități, iar ultima ar fi să continuăm să facem școala doar în sistem online. Bun, dar ai pregătit sistemul online învățământul online, pentru teleeducație? Da, n-a spus că avem director pregătit să o fac. Da. Adică la noi așa este, când este o chestiune care reușește cumva... Îi arunci în brațe este... directorului. Directorul de unde să ia bani ca să doteze școala, să primească copiii gadgeturile necesare, terminale necesare? O directoare de școală dintr-o comună de aici, nu dau numele, că nu are rost acum că va apărea un material. Și așa, m-am dus la primărie și am spus, oameni buni, ați cumpărat 50 de tablete pentru primărie. Nu le folosește aproape nimeni, că știu că nu le folosește. Noi avem 42 de copii care au nevoie de asemenea tablete. Haideți să găsim, dacă ziceți că nu sunt bani în primărie, haideți să încercăm să găsim o soluție, să-i ajutăm pe copii. Am plecat de acolo și nu mi-au dat bani nici pentru hârtie igienică și pentru curățenie. Ce să mai fac? Păi noi avem în neamț încă veciori în curte la școli. Și noi vorbim de măsuri de protecție, de spălat pe mâini, de apă curentă. Da, ce să mai zic, avem probleme și în Piatra Neamț cu alimentarea cu apă. De 10 ani orașul ăsta, tot mi se spune că, domnule, țevile sunt vechi. Schimbați naibii odată toate țevile. Să fie o prioritate pentru cei de la APASERV. Anul ăsta, de la început până la sfârșit, schimbăm țevile. Așa se oprește mereu apa, se peticește. Eu cred că locuitorii din Piatra Neamț ar fi mai fericiți să știe că o săptămână s-a închis, bineînțeles, pe zone, nu tot orașul, apa, dar s-a schimbat instalația. Nu că de rezolvat, rezolv oricum peticind mereu. De câte ori mă uit la vizier, merg cu frica acasă în fiecare seară să nu văd, se oprește apa. Da. Acum știți cum e. Astea sunt probleme care ar trebui dezbătute. Noi le tot ridicăm, și dumneavoastră, și presa. Ele ar trebui dezbătute și luate niște hotărâri. Cum să spun eu? Dom'le, asta am hotărât, indiferent cine va veni la Consiliul Județean, la primărie, în 6 ani am rezolvat problema asta. Domnul Bălănescu, avem nevoie de măsuri echitabile, de politici echitabile, în sensul în care banii să nu se mai împartă pe criterii politice, așa cum se face de zeci de ani, în care fiecare să primească după nevoile ardente pe care le are, fiecare administrație locală, iar atunci când vorbim de proiecte pe o perioadă mai lungă de timp, proiectele multianuale, indiferent cine vine la putere, trebuie să continue acel proiect. Pentru că dacă nu ne stabilim prioritățile și nu stabilim o strategie multianuală și multimandatară, mandatele, adică să acopere mai multe mandate de primar, de consilier, nu vom face nimic. Noi nu putem schimba în fiecare an, pentru că așa li se pare unora că e bine, politicile care privesc administrația locală din Piatra Neamț. Să ne întoarcem un pic la prima parte a emisiunii. Am vorbit despre cele 80 de miliarde și am vorbit despre modul în care partidele mari încearcă să țină alegerile cât mai curând. Spuneți-mi un pic, credeți că tot ce se întâmplă acum are legătură cu ceea ce vor să pregătească ca să poată cheltui acești bani ei? Ar fi bine dacă s-ar gândi așa. Dar nu vor fi în stare să cheltuiască acești bani nici în dorința lor nebună de a fi ei sau ceilalți, pentru că vorbim clar despre PSD și PNL, care ar vrea să cheltuiască acești bani. PSD-ul a demonstrat deja că nu e în stare să cheltuiască banii europeni, a demonstrat-o în guvernare, iar PNL-ul a demonstrat că se cam încurcă, pentru că la PNL funcționează chiar
o competiție în interiorul partidului. Adică competiția de data asta naște monștri și uitați-vă că se bat între ei și nu vor reuși să absorbă fonduri europene. Și încă ceva și încheiem. Nu știu dacă ați urmărit, s-a votat în Senat ceva cu autostrada A8. Deci Târgu Mureș. Ieri. Și da, dar nu asta e important. Important este ce s-a întâmplat acolo. Senatori de la USR au votat împotrivă, spunând că, domne, undeva pe traseu ar fi o, nu știu ce, rezervație și noi votăm împotrivă. Acum am să vă spun ceva. Domnul Bulai a fost... Nu luați în râs aceste lucruri. Eu nu iau în râs. Este vorba de ecoducte. Gândiți-vă că banii vin de la Uniunea Europeană și regula trebuie respectată atunci când... Dar nimeni nu spune că nu trebuie respectată regula. Toată lumea glumește, chiar și președintele partidului meu la un moment dat a luat așa, a făcut glumițe pe seama ecoductelor. El nu face glume, el face cel mult poante. Da, așa se vede de la dumneavoastră. Eu zic că sunt glumițe și nu întotdeauna reușite. A luat în râs ideea de pentru aceste ecoducte. Ne referim aici la speciile pe care le dispariție, chiar și lilieci. Haideți să nu râdem. Nu râdem. Pentru că eu nu râd dacă deloc. Minimalizăm problemele de mediu, ne minimalizăm viața. Deci trebuie, atunci când vorbim de bani europeni, am acceptat să intrăm într-un club european. Haideți să respectăm regulile dar la sânge. Dar nu e vorba de asta, domnul Liviu. Pe mine mă disperă. Nu că o să cheltuiască, nu știu, 2 milioane de euro pentru că e conducte. Pe mine mă disperă că n-au făcut din banii statului și au furat ei, care au făcut drumurile 2 milioane. Pe mine mă disperă... Sau mai mult. Dublu discurs. Așa. Domnul Bulai vine și ne spune, noi vom sprijini, care este... autostrada, să o facem... Și zi și noapte domnul și oricând. Domnul Bulai, care este foarte voios, are, din păcate, o atitudine duplicitară pentru că îl obligă, nu știu, poziția politică. N-aș vrea să zic statura, pentru că e un om cu o statură intelectuală remarcabilă. Dar nu e suficient întotdeauna. Domnul Bulai ne vorbea și despre o alianță cu PNL-ul, cum vor avea ei candidați comuni. Nu prea e ieșit. Și repet, domnului Bulai, are o singură șansă dacă vrea într-adevăr să respecte principiile cu care s-a angajat să meargă în lupta politică, să facă alianță cu Pro-România. Pavăleu, ce am aici? Încoștire, nu? No. Deci este o lansare a unei provocări pentru USR. Da, da. Dacă într-adevăr vor să-și respecte obiectivele și dacă obiectivele lor urmărind pe hârtie, corespund cu obiectivele noastre, da, eu aș face alianță, singurul partid ar fi USR-ul. Și plus, desigur. Bineînțeles. Mai ales că am lucrat cu Dacian Cioloș direct ani de zile. Încheiem cu un mesaj pe care l-ați primit, ultimul mesaj primit pe site-ul emisiunii. Domnule doctor, sper să aveți ocazia să vă puneți planurile în practică. Ne oprim aici. Vă dorim cele bune și să ne vedem cu bine mâine dimineață la încă o cafea. Nu mai știm nici cu cine, nici cât zahăr punem, nici dacă nu punem zahăr. Că deja caferele astea încep să cauzeze. Cele bune! Mulțumesc! La revedere!